Asta e viața. Viața e cu bune, cu rele. Ia uite, lumea pleacă cu avioanele, să plimbă. Eu vin de la mormântare. O vecină de-a mea, 97 de ani. 97 de ani. Nu s-a trezit dimineața fără un pahar de țuică, a săpat grădina până cu o zi, două înainte de a muri, căci că de-aia a murit că a transpirat. Acum, cât să mai trăiască, 112. Și venea acasă și le spusei și oalelor mei că scriseseră copiii, nepoții, toți ăia, să ne veghez de acolo de sus. Și eu le spusei la mie, maică, voi să nu-mi scrieți așa ceva, că eu nu vă veghez de niciunde. De niciunde. Că mi-e destul cât vă veghez pe aici, toată ziua. Ai grijă, nu fa aia, fa aia, să nu dorm noaptea cu grija voastră, să vă întreb de 100 de ori dacă ați mâncat, dacă n-ați mâncat. Să vă suport toate chichițele astea și toate astea ale vârstei care sunt... Că ce bine era pe vremea noastră. Mă întreabă copiii mei, tu n-ai nicio frustrare? Eu? Păi de ce să fiu frustrată? Hă? De ce? Că ne-am dus până la urmă, m-am dus și eu cu ei la psiholog. M-am dus. Toată familia de nebuni. Aiurea așa. Mă întreabă psihologul, ci că trântiți-vă și închideți ochii să vă aduceți aminte de copilărie. Dom'le, eu mi-aduc aminte trează. Nu trebuie să închid ochii. Eu o și văd pe mama cu papul cu mână. O și văd pe mama. Care ne pupam fiecare seară, nu era seară de la Dumnezeu, să nu ne culcăm și ea să nu treacă să ne pupe. Da? Păi și așa îi pup și eu pe mei. Dar nu-mi spun aproape nimic din ce fac. Sunt cu minți, n-am ce să zic, că îi mai și verific. Cam tot timpul, fără să știe ei. Dar ce fac cu mine? Nu-i mulțumești cu nimic. Că e cald, e prea cald, că aerul de ce face? Pentru că are motor ca să facă aer. Dacă îl închizi, nu contează că dăm câte 5-6 milioane la lumină, să aibă ei condiții, aer, să poată să învețe, să se poată odihni. Noaptea nu dorm, nopțile, la 4-5 se culcă, jumătate din zi o petrec dormind, cealaltă jumătate cu telefonul. Și eu mi-aduc aminte pe mama mea, Dumnezeu să odihnească, i-am și spus la psiholog, domne, erau alte timpuri, dar erau timpuri bune. Timpul. N-am nicio frustrare, niciun regret. Niciun regret. Când plecam de acasă, spuneam, mamă, nu am bani, cumpărăm peste 2 săptămâni. Niciodată nu-i ziceam, vreau aia, vreau aia, vreau aia, vreau. Ai mei? Păi odată, dacă nu l-ai dat în nenorocire. Hai, vă...